om de afaceri din Giurgiu a fost astăzi Moș Nicolae pentru prichindeii de la grădinița Căsuța Fermecată. Prin intermediul Fundației Din Dragoste pentru Oameni, Nicolae Banița, administratorul unei fabrici de mobilă, le va face somnul mai dulce micuților din Căsuța Fermecată. Grădinița este cu program prelungit, așa se face că cei mici aici își fac și somnul de după amiază. Până acum au dormit în paturi de metal care nici nu se mai știe de când sunt fabricate. Nu mică le-a fost bucuria copiilor când au văzut că de aici înainte vor dormi în pătuțuri noi și confortabile. Ești bucuros de ce se întâmplă aici? Da. Ce s-a întâmplat astăzi la voi în grădină? Pătuțurile. De unde sunt aceste pătuți? De la Moș Nicolae. Dar celelalte pătuțuri cum erau? Mai vechi. Ce ați primit voi aici? Pătuțuri noi. Dar de ce v-au adus pătuțuri noi? Pentru că erau cele vechi și nu putea copiii să doarmă. Pătuțuri noi. Și ești bucuroasă pentru pătuțurile noi? Da. Sunt situații în care părinții nu pot să contribuie la achiziționarea acestor obiecte. Am și văzut pe cele vechi și am marșat la această acțiune și sper să nu fie, de fapt nu a fost ultima și sper să nu fie ultima. Și fiindcă prichindeii din Căsuța Fermecată au fost cuminți, moșul cel darnic le-a mai făcut o surpriză. Pe lângă cele 25 de pătuțuri, 10 măsuțe noi au luat locul celor vechi, astfel încât orele petrecute în grădiniță vor fi mult mai plăcute. Această donație înseamnă un lucru nemai important, un lucru important în ce privește educația și creșterea copiilor, mai ales că în ziua de astăzi ei nu au posibilități. Copiii care au crescut în această sală de clasă au dormit în condiții nu foarte bune. Cu ajutorul doamnei Laura am reușit acum să dotăm sala de clasă cu pătuțuri noi. Vom beneficia și de saltele noi și lenjerii cu ajutorul părinților, din sponsorizarea părinților. Din păcate, nici părinții acestor copilași, nici grădinița nu pot să creeze, nu le pot crea condiții optime pentru creșterea și educația lor. Am luat această inițiativă, am fost la domnul Baniță, i-am explicat despre ce este vorba și imediat a fost alături și a fost extrem de serios și de prompt.